Blaga, că a pătrat o frată tățara. Lumea e revoltată, așa să zic. Revolta e maximă. Să murim noi bătrânii, că acum rămân pensuri de la ei. Rămânem dacă ați luat de la toată lumea interviu, dar nu puteți că l-am dat țara la zero. Dar ce nu ne interviu? Cum trebuie? Să spunem ce ne doare, să știe. Da, da, da. Ce ei mai votează? Țiganii și pescătarii care ne dă bani. Noi nu votăm. Noi votăm care ne dă bani în jeb. PSD-ul e om de omenie, ne-o da bani și trăim pensionarii. Da, da, atitudinea lor acum mi se pare că am stângaci. Acum nu iau poziție când ar trebui să aibă pentru doamna asta. Stau și eu, mă cum așa și... E, vi frică să vorbiți? Am lui Ceaușescu. Neamțul a fost prieten cu Nicu Ceaușescu. Acolo a fost primar Nicu Ceaușescu la el. Păi eu învățat bine de la Nicu Ceaușescu, să-mi facă răcituri pe terți. Un om care n-are copii, acela nu trebuie să conducă țara, că nu știu cum trebuie. Doamna Pintea, am fiat o fetiță, dar ne-am copiat copii. Neamțu, neamțu vândut de copii, n-ai auzit? Protestați împotriva lui Iohannis sau susțineți pe Sorina? Că n-am înțeles. Protestați împotriva lui Iohannis sau susțineți pe Sorina? Nu, eu iau apărare la doctoriță. Dar nu-i doctoriță. Dar eu mă răzbun și cu alte probleme. Aveți și alte probleme. Eu la doctoriță am ieșit apărarea în ce își bate poliția jodie. Da. În ce neamțul de duce, că de ce bani la oi? Să grijeai de toate oile. Nu una să o mănânce lupte și ei să se bine pe tron, să bea ei să mănânce, să se distrează. Ești ca un robot, ea să drept ca un robot și își bate joc de noi, de tot poporul român. Dar crede că e bolnavă, o lase. Dar doctorița noastră care salvează vieți de oameni... Dar știți că o dusă la spital, o chemat ambulanța și o dusă la spital, a fost consultată, nu? O fost o chemat ambulanța și a fost dusă, a fost consultată, nu? Parcă, da. Păi s-a cerut la medicul dânse, nu? Parcă așa... Mi-a trebuit să lase acasă la domiciliu. Nu, 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 e parcă... Acasă la domiciliu, că multă lume face acasă la domiciliu. Ea nu este un periculos, doamnă, de o ține acolo. Dar unde are domiciliu, doamna? Unde are domiciliu, doamna Pintea? Unde stă? Aici în oraș? Aici în Baia Mare? Da, da. De unde să știu? Da, da, da. Dar trebuie să facă la domiciliu.